Ședința extraordinară a Consiliului Local Rădăuți a avut loc vineri dimineața 10 octombrie. Pe ordinea de zi au fost două proiecte de hotărâre care au primit avizul pozitiv al consilierilor locali. Cu mai multe detalii vine președintele de ședință, consilierul Iulian Vasilovski. Am fost convocați astăzi la o ședință de îndată a Consiliului Local cu privire la o rectificare bugetară la proiectul numărul 1, iar la proiectul numărul 2 s-au votat costurile pentru producerea și transportul energiei termice în municipiul Rădăuți pentru sezonul rece 2023-2024. Proiectele au trecut în unanimitate cu votul tuturor consilierilor. S-au obținut 3 consilieri care erau în conflict de interese. Proiectele care au fost astăzi puse în această ședință sperăm să fie spre și în beneficiul locuitorilor din municipiul Rădăuți și sperăm să avem o iarnă cât mai călduroasă și fără alte evenimente neplăcute.